Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Judecata fariseilor cu privire la Domnul Isus. Marcu 3, 21 cu 22. Când au auzit ai lui ce se întâmplă, au ieșit să-l înșface, căci ziceau că a înnebunit. Cărturarii care veniseră de la Ierusalim ziceau că îl are în el pe Belzebul și că scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor. Mustrarea din partea Domnului Isus pentru farisei. Matei 12, 31 cu 32. De aceea vă spun că orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Matei 23, 13 cu 15. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi închideți împărăția cerurilor în fața oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi devorați casele văduvelor și faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veți primi o condamnare mult mai mare. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi înconjurați marea și uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceți din el de două ori mai mult un fiu al Gehenei decât sunteți voi. Acestea de mai sus sunt două pasaje separate. Să ne uităm la primul dintre ele, judecata fariseilor cu privire la Domnul Isus. În Biblie, evaluarea de către farisei a Domnului Isus însuși și a lucrurilor pe care el le făcea a fost: ziceau că a nebunit, că îl are în el pe Belzebul și că scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor. Marcu 3, 21 cu 22. Judecata cărturarilor și a fariseilor cu privire la Domnul Isus nu repeta mecanic lucruri și nici nu le imagina din senin. Era concluzia lor privitoare la Domnul Isus din ceea ce au văzut și au auzit despre acțiunile sale. Deși concluzia lor era făcută în mod aparent în numele justiției și le părea oamenilor ca și cum ar fi fost întemeiată, aroganța cu care l-au judecat pe Domnul Isus a fost greu de ascuns chiar și pentru ei. Energia frenetică a urii lor pentru Domnul Isus a expus propriile ambiții sălbatice și înfățișarea lor rea și satanică, precum și natura lor răuvoitoare de a-i se împotrivi lui Dumnezeu. Aceste lucruri pe care ei le-au spus în judecata lor cu privire la Domnul Isus au fost motivate de ambițiile lor sălbatice, de gelozie și de natura urâtă și răuvoitoare a ostilității lor față de Dumnezeu și de adevăr. Ei nu au investigat sursa acțiunilor Domnului Isus. Nici nu au cercetat esența a ceea ce el a spus sau a făcut, ci ei au atacat și discreditat în mod orbește, cu nerăbdare, nebunește și cu răutate intenționată ceea ce făcuse el. Acest lucru a mers până în punctul în care i-au discreditat Duhul, adică Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. La asta se refereau când au spus: el este altă persoană.
Belzebut și prințul diavolilor. Adică, ei au zis că Duhul lui Dumnezeu era Belzebut și prințul diavolilor. Ei au caracterizat drept nebunie lucrarea trupului Duhului lui Dumnezeu. Ei nu numai că au blasfemiat Duhul lui Dumnezeu numindu-l Belzebut și prințul diavolilor, ci au condamnat și lucrarea lui Dumnezeu. Ei l-au condamnat și l-au hulit pe Domnul Iisus Hristos. Esența împotrivirii și blasfemiei lor era exact aceeași ca esența satanei și împotrivirea și blasfemia față de Dumnezeu. Ei nu numai că reprezentau oameni corupți, dar chiar mai mult, ei erau întruparea satanei. Ei erau un canal pentru satana în mijlocul omenirii și erau complicii și mesagerii satanei. Esența blasfemiei și denigrării Domnului Iisus Hristos era lupta lor cu Dumnezeu pentru statut, disputa lor cu Dumnezeu, testarea fără sfârșit a lui Dumnezeu de către ei. Esența împotrivirii lor față de Dumnezeu și atitudinea lor de ostilitate față de El, precum și cuvintele și gândurile lor, au blasfemiat direct și l-au mâniat pe Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu a hotărât o judecată rezonabilă a ceea ce au spus și au făcut și a hotărât că faptele lor reprezentau păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Acest păcat este de neiertat atât în lumea aceasta, cât și în următoare. Exact cum spune următorul pasaj din Scriptură. Dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Și însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Astăzi, să vorbim despre adevărata semnificație a acestor cuvinte de la Dumnezeu. Nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Aceasta este demistificarea modului în care Dumnezeu împlinește cuvintele. Nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Toate lucrurile despre care am vorbit se leagă de firea lui Dumnezeu și de atitudinea sa față de oameni, chestiuni și lucruri. În mod natural, cele două pasaje de sus nu sunt o excepție. Ați observat ceva în aceste două pasaje ale Scripturii? Unii oameni spun că văd mânia lui Dumnezeu. Unii oameni spun că văd o latură a firii lui Dumnezeu care nu tolerează ofensa omenirii și că dacă oamenii fac ceva care reprezintă o blasfemie față de Dumnezeu, ei nu vor dobândi iertarea lui. În ciuda faptului că oamenii văd și percep mânia și intoleranța lui Dumnezeu față de ofensa omenirii în aceste două pasaje, ei tot nu înțeleg cu adevărat atitudinea sa. Aceste două pasaje conțin o implicație a abordării și a atitudinii adevărate a lui Dumnezeu față de cei care blasfemiază și îl mânie. Acest pasaj din Scriptură deține adevărata semnificație a atitudinii și abordării sale. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Când oamenii îl blasfemiază pe Dumnezeu, când îl mânie, El emite un verdict, iar acest verdict este rezultatul său final. Este descris astfel în Biblie. De aceea vă spun că orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Matei 12:31. Și vai de voi, cărturari și farisei ipocriți. Matei 23:13.
Totuși, este consemnat în Biblie care a fost rezultatul pentru acei cărturari și farisei, cât și pentru acei oameni care spuneau că el era nebun după ce Domnul Iisus a spus aceste lucruri. Este consemnat dacă au suferit vreo pedeapsă. Cu siguranță nu este. Când spun că nu este, nu înseamnă că nu era înregistrat, ci că în realitate nu exista niciun rezultat care să poată fi văzut cu ochi umani. Acest nu este elucidează o chestiune, adică atitudinea și principiile lui Dumnezeu pentru tratarea anumitor lucruri. Tratamentul lui Dumnezeu față de oamenii care blasfemiază sau îi se împotrivesc sau chiar față de aceia care îl calomniază, oameni care îl atacă, îl calomniază și îl blestemă în mod intenționat. El nu se face că nu vede sau că nu aude. El are o atitudine clară față de ei. Îi disprețuiește pe acești oameni și, în inima sa, îi condamnă. El chiar declară în mod deschis rezultatul pentru ei, astfel încât oamenii să știe că el are o atitudine clară față de cei care îl blasfemiază și astfel încât ei să știe cum le va hotărî sfârșitul. Totuși, după ce Dumnezeu a spus acele lucruri, oamenii, totuși, rare ori au putut să vadă adevărul privind modul în care îi va trata Dumnezeu pe acei oameni. Și ei nu au putut să înțeleagă principiile de la baza rezultatului lui Dumnezeu, verdictul său pentru ei. Adică, omenirea nu poate vedea atitudinea și metodele specifice pe care Dumnezeu le are pentru tratarea lor. Asta are de-a face cu principiile lui Dumnezeu de a face lucruri. Dumnezeu utilizează apariția faptelor pentru a trata comportamentul rău al unor oameni. Adică, El nu anunță păcatul lor și nu determină rezultatul lor, ci El utilizează direct apariția faptelor pentru a le permite să fie pedepsite, pentru a obține retribuția meritată. Când aceste fapte se întâmplă, trupul oamenilor este cel care îndură pedeapsa. Toate acestea pot fi văzute cu ochi omenești. Când tratează purtarea rea a unor oameni, Dumnezeu doar îi blestemă cu cuvinte, dar în același timp, mânia lui Dumnezeu vine asupra lor, iar pedeapsa pe care ei o primesc poate fi ceva ce oamenii nu pot vedea. Dar acest tip de rezultat poate fi chiar mai serios decât rezultatele pe care oamenii le pot vedea, precum a fi pedepsiți sau omorâți. Asta pentru că, în cadrul circumstanțelor în care Dumnezeu a hotărât să nu mai mântuiască acest tip de persoană, să nu-i mai arate milă sau toleranță, să nu-i mai ofere oportunități, atitudinea pe care o adoptă față de aceasta este să o dea deoparte. Care este sensul cuvintelor dat deoparte? Înțelesul acestui termen de sine stătător este de a pune ceva într-o parte, de a nu-i mai da atenție. Aici, când Dumnezeu pune deoparte, există două explicații a înțelesului său. Prima explicație este că el i-a predat Satanei viața acelei persoane, tot ce are acea persoană, pentru ca Satana să se ocupe de acea persoană. Dumnezeu nu va mai fi responsabil și nu va mai trebui să o gestioneze. Dacă acea persoană ar fi nebună sau proastă și dacă ar fi în viață sau în moarte sau dacă ar coborî în iad pentru pedeapsa sa, nu ar avea nimic de-a face cu Dumnezeu. Asta ar însemna că acea făptură nu ar avea nicio relație cu Creatorul. A doua explicație este că Dumnezeu a determinat că El însuși vrea să facă ceva cu această persoană, cu propriile mâini. Este posibil ca El să folosească serviciul acestui tip de persoană sau că El va folosi acest tip de persoană ca pe un scut. Este posibil ca El să aibă un mod special de a trata acest tip de persoană,
un mod special de a se ocupa de aceasta, exact ca Pavel. Acestea sunt principiul și atitudinea din inima lui Dumnezeu, privind modul în care El a hotărât să se ocupe de acest tip de persoană. Deci, când oamenii îi se împotrivesc și îl calomniază și rostesc blasfemii împotriva lui, dacă ei îi deranjează firea sau dacă îl duc la limită, consecințele sunt de neimaginat. Cea mai gravă consecință este că Dumnezeu le predă viața și tot ceea ce au în mâinile satanei, odată pentru totdeauna. Ei nu vor fi iertați pentru întreaga eternitate. Asta înseamnă că această persoană a devenit hrană în gura satanei, o jucărie în mâna sa. Și de atunci înainte, Dumnezeu nu va mai avea nimic de a face cu aceasta. Puteți să vă imaginați ce fel de suferință a fost aceea când satana l-a ispitit pe Iov? Cu condiția ca satana să nu se atingă de viața lui Iov, acesta tot a suferit foarte mult. Și nu este chiar mai greu de imaginat ravagiile la care satana ar supune o persoană care a fost predată complet în mâinile sale, care este complet în stăpânirea lui, care a pierdut cu totul grija și mila lui Dumnezeu, care nu mai este sub conducerea Creatorului, care a fost lăsată fără dreptul de a-L venera și fără dreptul de a fi o făptură sub conducerea Creatorului, a cărei relație cu Domnul Creației a fost complet ruptă. Persecuția lui Iov din partea satanei a fost ceva ce putea fi văzut cu ochi omenești, dar dacă Dumnezeu predă viața unei persoane satanei, consecința acestui fapt va fi ceva ce nimeni nu își poate imagina. Este exact cum unii oameni renasc ca vacă sau ca măgar, sau unii oameni care sunt preluați, posedați de duhuri rele, necurate și așa mai departe. Acesta este rezultatul, finalul unor oameni care sunt predați satanei de Dumnezeu. Din exterior, pare ca și cum acei oameni care l-au ridiculizat, calomniat, condamnat și blasfemiat pe Domnul Iisus, nu au suferit nicio consecință. Totuși, adevărul este că Dumnezeu are o atitudine pentru tratarea oricărui lucru. El poate nu folosește un limbaj clar pentru a le spune oamenilor rezultatul modului în care El tratează fiecare persoană. Uneori, El nu vorbește direct, dar El face lucrurile direct. Faptul că nu vorbește despre acesta nu înseamnă că nu există rezultat. Este posibil ca rezultatul să fie și mai grav. În aparență, pare că Dumnezeu nu vorbește unor oameni pentru a-și dezvălui atitudinea. De fapt, multă vreme, Dumnezeu nu a vrut să le acorde atenție. El nu vrea să-i mai vadă. Din cauza lucrurilor pe care le-au făcut, a comportamentului lor, din cauza naturii și esenței lor, Dumnezeu vrea doar ca ei să dispară din fața Lui. Vrea să-i predea direct satanei, să dea satanei duhul, sufletul și corpul lor, să-i permită satanei să facă orice vrea. Este clar în ce măsură îi urăște Dumnezeu, în ce măsură este El dezgustat de ei. Dacă o persoană îl mânie pe Dumnezeu, până în punctul în care Dumnezeu nu mai vrea să o vadă vreodată, în care El va renunța complet la aceasta, până în punctul în care Dumnezeu nici nu mai vrea să aibă El însuși de-a face cu aceasta, dacă se ajunge până în punctul în care El o va preda satanei ca acesta să facă ce dorește, să-i permită satanei să o controleze, să o consume și să o trateze în orice mod, această persoană este cu totul terminată. Dreptul său de a fi om a fost anulat permanent și dreptul său ca făptură a ajuns la final. Nu este asta cea mai gravă pedeapsă?